că am găsit o cazare tare făină aici în Croația. Am mai schimbat așa după cort. Și acum ne pregătim să-i dăm către Rijeka sau Rijeka sau nu știu cum să-i zic. Și cam ultima zi, că mâine tren și home. Na, hai să-i dăm cu pregătirile de roire. Fumul și-al foc. Aici. Curat, mișto. 50 de euro cazare, apropo, pentru curioși. Și undeva la 30 merge camparea cu cortul. La momentul ăsta, la vară, nu se știe. Pentru cine nu cunoaște utilitățile cu adevărat desăvârșite ale unui panou fotovoltaic, este, sunt printre altele uscarea kilotului, maioului, pantanolului, da? Ca să știți la ce e bună o instalație fotovoltaică. Cagic, s-am zis bine, da? Nu? Hai să vezi cum se usucă pe negru la imediat. Am ajuns, opa, din nou pe unde a fost aseară. Hai să ne uităm un pic. Văd că acolo sunt, am impresia că sunt feriuri. Și o să... Da. Uai. Am plecat din Piula, mergem către Rijeka. Vedem ce descoperim și pe acolo, că Piula nu a fost așa
superbe pe cât bănuiam eu. Am făcut o pauză ca să ne pregătim de ploaie, pentru că e un nor și începuse să picurea din aurea. Dar
Cred că suntem fix la marginea frontului atmosferic, pentru că în față se vede soare. În fine, am strâns tot în spate și acum sper totuși să nu plouă. Sper să nu plouă, because ne îndreptăm către ceva albastru sus pe cer, acolo. Au pus băca oamenii, ca să fie bine, ca să nu fie rău. Hai fără ploaie! Am ajuns în gară, în Rijeka, și din păcate trenulețul pe aici nu prea are legăturile cum vrem noi să le aibă. E undeva la, e ora 19 și mai stăm un picuț în Rijeka și mai avem încă 100 de kilometri până în Ljubljana de făcut în noaptea asta. Mâine la 9.30 avem trenul din Ljubljana și sper să nu mai facă ăștia vreo treabă și să ne trezim iar că nu au băgat trenul cum trebuie, pentru că biletele le-am luat online și nu se vede nimic pe acolo în asol. No, îi dăm mai departe. Da, iarăți freacă ăla, trebuie să ne uităm. Thank you.
aia cu boxa pe aici, să ascultă rock așa la drumul mare, cred că mă mut aici. Nu e ce trebuie. Nu se poate așa ceva, nu e ce trebuie, da? Oh my goodness! Asta este rockerul. Și caută muzica pe telefon, beton. Gagix caută înghețata. And she's killing me. Încă n-ai găsit înghețata, Gagix? Încă n-ai găsit înghețata? What? Prea ce? Da. Good gracious. Aici. Where? Păi și unde o vezi tu înghețata, că eu nu văd. A, e acolo. Ok. De care vrei. Oh. Opa. Rijeka, și asta e ultima parte a tripului. Ultima parte pe bicla tripului. Mai au o parte de trenuri și o parte de pedală până la Ljubljana. Dar cam aici se încheie tura de Croația. Și cam aici se încheie cu filmările, că mai avem 120 de km de făcut până la Ljubljana. Ia să mă bag eu pe aici. Mai avem de făcut 120 de km până la Ljubljana și cam acolo tren și așa mai departe. No, salutări. What? Botel. Yep, yep, yep. Nu sunt fericit. Așa.